Sânziana Negru vorbește despre investiția de milioane de euro de lângă capitală. Celebra influențăriță și-a văzut visul cu ochii și parcă nici acum nu-i vine să creadă. În ultimul an nu am prea, am redus foarte mult timpul pentru mine, pentru că au fost niște proiecte care m-au solicitat, nu știu, șantiere, apartamente, case și m-au secat de energie și atunci așa de greu mai găsesc motivația să mai... Când ajung acasă îmi vine doar să fac un duș și să mă culc. Atât, fără rutină și fără alte chestii. A fost nevoie de tine acolo fizic pe șantier? Ai fost printre muncitori? Măi, atâta timp cât construiești ceva al tău, indiferent că e o casă, indiferent că e un business, indiferent că e un brand de haine, indiferent despre ce vorbim, când construiești ceva care este al tău, trebuie să fii tu acolo, pentru că altfel lucrurile nu se întâmplă, îți scapă din mâini și se duce într-o direcție cu care la final poate nu te regăsești. Ce nivel ai ajuns cu șantierul, cu proiectul acum? Tocmai azi am terminat și de aia sunt atât de obosită. Azi am terminat un apartament, primul apartament pe care l-am cumpărat din banii mei strânși cum ar veni și gata, l-am dat spre următorii oameni care o să aibă grijă de el. Iar ce visul meu cu casa pe care vreau să o fac lângă București, e cam la un 60%, ca să zic așa. Mai am oricum destul de mult.